bună, nu arăt tocmai prezentabil, pentru că este trecut de ora 10 seară, dar am zis să vă filmez un haul alimentar în urma primei comenzi pe Glovo din supermarketul Kaufland. N-am mai comandat de la magazinele fizice. Pentru că, de fapt, când am fost în carantină, am comandat de la Auchan odată, fiind diagnosticată pozitiv cu SARS-CoV-2, dar n-am mai comandat niciodată prin Glovo de la Kaufland. Având în vedere situația de față, în care lucrăm până la ora 18, noi corporatiștii, majoritatea, nu reușesc nici cum să ajung la magazin, nici măcar după pâine, în timpul programului de lucru, și am hotărât să fac o comandă la Kaufland ca să avem și noi ce mânca zilele următoare. Și am zis să împărtășesc și cu voi această experiență a comenzii de la Kaufland și să vedem cum e, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, eu sper să fie tot ok și că am primit toate produsele. Hai să vedem ce am comandat. Bună și bine ați venit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi vom avea un haul alimentar. Am comandat acest cornflakes. Sunt niște fulgi de porumb pe care nu le-am mai mâncat de mult, dar în copilărie noi le obișnuiam să le mâncăm foarte des și mi s-a făcut poftă și dor. Un lapte 3,5 grăsime din gama proprie Kaufland, vreau din România. O șuncă din asta jamón serrano este tot din gama proprie Kaufland pentru dimineață. Am mai comandat tot pentru dimineață un mușchi rustic. Nu știu, n-am mâncat în viața mea, dar pentru diminețile grăbite este bun. La Mihai place. Am zis să încercăm și un suc de rodii, adică mai mult Mihai. Ele cu sucurile naturale. Este vorba despre Fanner. N-am mai băut așa ceva cu gust de rodii, da. Am zis. Tot Mihai a cerut și salată de icre. Am mai făcut și eu în casă, dar nu prea îmi place să le fac. Mi se pare foarte urâtă textura și culoarea lor. Niște iaurturi cu fructe de la Müller, cu piersici și căpșuni. Erau la promoție 7 plus 1 gratis. Roșii Sherry. Acum în aplicație nu am reușit să-mi dau seama ce roșii Sherry vom primi, pentru că eu știu care sunt bune și care nu, pentru că le-am încercat. Nu cred că astea o să fie foarte gustoase, dar la Mega Image, în schimb, sunt cele care ne plac cel mai mult. Sunt mai scumpicele, aproape 30 de lei kilogramul, dar din când în când ne facem poftele. Un castravete amărât, doamne, ce urât arată și e mic, nu știu, Fabio. Mihai a zis că ar mânca niște șnițele de soia, n-am făcut în viața mea, dar ne vom documenta. Și sunt astea, soia felii. Am luat niște lămâi aici pentru vreau să încep să fac limonadele pentru că e mai bine, mai cald afară și parcă cere organismul să schimbăm ceaiurile cu limonade. Am luat o varză din asta mov, să fac o mâncărică de varză, n-am mai făcut de mult. O cafea pentru aparatul nostru. Avem aparat Cibo, cred că am mai zis. Îmi place foarte mult cafeaua. Am fost odată la un prieten al lui Mihai în București care avea aparatul Cibo. Noi pe vremea aia făceam cafeaua la filtru și m-am îndrăgostit de cafeaua asta și încă nu am săturat după 3 ani. De 3 ani avem aparatul.
M-am uitat la un videoclip vechi al Simonei Bujor și am văzut acolo că ea a gătit o ciorbă din pipăte și inimi și mi s-a făcut poftă, n-am mai gătit așa ceva până acum și am zis că o să fac și eu o mâncărică din pipăte și inimi. Și, mă rog, mi-am luat că nu prea se găsesc peste tot, la Profi nu am găsit. Atunci când am făcut ciorbă, eu am făcut-o cu alt tip de carne. Mi-am luat mie niște mere din astea verzi, Granny Smith cred că se numesc, și lui Mihai am luat pere, că lui îi plac perele, mie îmi plac merele. Nu știu ce soi sunt, sper să fie cât de cât ok la gust. S-a aglomerat aici, îmi pare rău că vedeți 1000 de chestii în cadru. Am luat un cofrag cu ouă, țara mea se numesc. Am luat o pâine integrală pentru toast. Dimineața încercăm să fie singura parte a zilei în care mâncăm pâine și atunci îmi place să mănânc pâine prăjită. Și mi se pare că asta, care altfel mi s-ar părea că are un gust oribil, dar prăjită are un gust foarte bun și, nu știu, asta o folosim la prăjit. Am mai luat și o Philadelphia Light pentru dimineața. Și ca să fie și ceva guilty pleasure, adică o plăcere vinovată, am luat această ciocolată Heidi cu caramel sărat și este neagră. Au o calitate foarte bună cei de la Heidi și da, asta n-am mai încercat-o cu caramel sărat. În schimb, am descoperit o ciocolată foarte, 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 foarte bună de la Lidl cu caramel sărat și vă recomand. O să încerc să inserez și o poză dacă o găsesc. Tot la capitolul plăceri vinovate, am luat două beri cu gust de zmeură. Tot așa nu le-am încercat. În comanda asta foarte multe lucruri pe care nu le-am încercat. Le-am văzut acum în aplicație și m-au făcut să le cumpăr. Un cidru de fructul pasiunii. Nu se întâmplă foarte des să cumpărăm chestii din astea, dar am zis să ne mai relaxăm că vine weekendul. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat, tot așa să amestec cu fulgi de ovăz simpli, dar pun câteva linguri și din musliul ăsta, pentru că e foarte bun, dar e foarte caloric, bineînțeles, și conține alune. Alune întregi și ciocolată. Și acum mi-am adus aminte că am mai comandat ceva ceea ce nu a ajuns. Am comandat o plasă de cum se zice? Am comandat o plasă de nuci amestecate, care văd că nu a ajuns. O să mă uit să văd dacă mai e ceva ce lipsește, ca să fiu sigură că n-am fost păcălită. Cam asta este tot. Și ca să vedeți ce bun, e 150 de lei a costat totul. Bine și sacoșele care mi le-a adăugat el la cumpărătură. Așa, comanda m-a costat 14 lei și am primit aici și bonul cu produsele pe care curierul mi le-a livrat. Până acum am observat că îmi lipsește un produs pe care l-am comandat. Am comandat un mix de nuci, nu știu, era cu caju, alune, etc. Care văd că nu a ajuns, asta mi-a adus aminte. O să verific acum în aplicație și să văd ce e de făcut în cazul în care nu-ți ajunge vreun produs, pentru că tu l-ai plătit înainte cu cardul, înainte de a-ți fi livrată comanda. Dar în rest, foarte rapid, într-o oră am primit toate produsele și nici măcar nu m-am stresat să umblu după ele. Și da, nu e cel mai ieftin, dar eu zic că merită pentru că tu ai plătit și benzina, nu? Și timpul tău și merită și ei să primească un ban cinstit, să zic așa. Deci sper că v-a plăcut acest videoclip. N-am mai făcut holuri alimentare la mine pe canal
Și ne revedem noi, iar noi ne revedem la un nou clip. Pa, pupa! Pa!